Revenit și continuăm să discutăm despre multele subiecte pe care le avem. Să nu uităm că astăzi este și un meci foarte interesant, meci care deschide etapa. Vedem în ce măsură a fost accident de etapă al Mioveniului sau confirmă, din păcate pentru ei, startul greșit de campionat. Au luat bătaie fără drept de apel la Media și cu Hermannstadt 0-3. Acum meci cu Faro. Faro, o echipă care a arătat foarte bine în prima etapă și care, cum să zic, a aliniat 11 din care lipseau destul de multe achiziții. Gică Hagi s-a mișcat foarte, foarte bine pe partea asta și ne așteptăm la un Faro strălucitor, ca să zic așa. Eu mi-am exprimat de multe ori slăbiciunea pentru Denis Alibek. Abia aștept să-l văd jucând din nou. Am văzut deja săptămâna asta 5 din 5 la un antrenament. A marcat 5 goluri foarte, foarte... și cu stângul și cu dreptul, e genul de fotbalist care aduce plus valoare în competiția internă. Da, ar fi mare câștig pentru... și pentru Naționala, că Naționala e la confirmație. Important e să fie bine și cu partea medicală, pentru că, neavând continuitate, a avut des accidentări. Dar calitățile sunt indiscutabile și incontestabile și sper să și le arate în acest sezon. Într-adevăr, deocamdată suntem încă în perioada căutărilor, că primele 4-5 etape nimeni nu poate să tragă concluzii clare, dar trage semnale de alarmă, mai ales în cazul Mioveniului, pentru că e în firea noastră să căutăm din ochi așa echipele pe care le vedem la podium sau la play-off și echipele pe care le vedem că se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Miovenii acolo se plasa după prima etapă, dar, repet, e doar un meci și mai au timp de reglaje, mai ales că mai există și posibilitatea de a aduce jucători, mai este o lună din fereastra de transferuri, care poate să... O echipă de autor, Alexandru Pelici, a reușit și sezonul trecut, din punctul meu de vedere, minuni, să facă minuni prin faptul că a salvat această echipă. Genul ăsta de antrenor, lucrează la nivelul ăsta mereu și tot timpul trebuie să ridice peste calculele hârtiei echipa asta, specializată în asta. Da, și în primul rând au avut lipsă doi atacanții, atât Sanoh cât și Rusu. No, și au luat niște goluri pe niște greșeli individuale și iar Hermannstadt a beneficiat de o zi foarte bună a atacantului. Și mijlocașul central al Baba Hasan. Da, care mie de altfel... Baba Ganuș în Venezia, dar e Baba Hasan. Mi-a plăcut din Liga a doua. Mi-a plăcut foarte... și îmi place foarte, foarte mult. Nu faptul că a dat aceste două goluri. Au apărut, la fel cum... nu, ai o nostalgie. Pe începutul de campionat trecut era numele Mihai Iosif pe buzele tuturor în începutul sezonului, pentru că a reușit un parcurs foarte bun cu Rapid. Și acum, din punctul meu de vedere, plus valoare în Liga 1, din punct de vedere al antrenorilor, Marius Moldărășanu, Nicolae Constantin, Eric Lincar. Mi se pare că au venit trei antrenori tineri, trei antrenori cu mult entuziasm, care știu mult fotbal, care vorbesc și discursul pe care l-au, mi se pare unul foarte aerisit, ieșit din tiparele astea și din stereotipuri. Îmi plac foarte mult toți trei și cred că am câștigat și la capitolul ăsta foarte, foarte mult prin cei trei, așa cum anul trecut am câștigat prin venirea ta, Alexandru Pelici, care iată s-a menținut. Apropo de asta, tu când... adică îți place prin studiouri, pe la noi, și nu ne place? Nu, am terminat licența, cum sunt... Ești licențiat? Licențiat. Scrie pe ușă, știi cum se scrie doctor, inginer pe ușă, acum poți să zici și tu licențiat. Scrie doar apartament, atât. Doar apartament, da. Și aștept acum și sper să... Dar au fost ceva... au fost ceva tatonări, ceva discuții, dar vreau să merg la o echipă stabilă și cu obiective. În România? Nu mi-ar displace nici afară. Stabil și cu obiectiv? Ai restrâns foarte mult numărul opțiunilor, din păcate. Așa cum la Rapid a fost sezonul trecut și acum probabil și mai bine. Și aici unde și se spune bine, de... din punct de vedere a stabilității... Aia categoric, au venit și alții... Dacă se spune, chiar citeam la dumneavoastră aici, de presiune, că, cum ar veni, că
s-ar pune presiune. Nu, nu există nicio presiune, doar că toată suflarea rapidistă își dorește ca anul acesta echipa să intre în play-off. Presiunea e inclusă. Da, că dacă spui ceva, pui presiune pe... Eu nu sunt genul să pun presiuni sau altceva sub nicio formă, mai ales că nu-mi plac cancanurile. Doar că îmi doresc... Și nici vulcanizările, presiune se pune acolo. Vulcanizările am avut parte în ultimul timp, doar că îmi doresc și eu foarte mult ca echipa să intre în play-off și poate chiar în primele trei, dacă se poate. Începutul este groaznic pentru Adimutu. Programul și e unul... sper să aibă parte de condiții de antrenament, Adi, mult mai bune decât am avut eu, poate gen perioada romantică am avut eu a fotbalului. Și sunt sigur că va reuși să scoată echipa la liman, mai ales că fiul meu e în Toscana și acum, după atâția ani, când zici da, Dimuto, acolo se spune tot il fenomeno. Adică numele de fotbalist îl ajută foarte mult. Dar ce mai face Sabin cu mine? E în Italia. În Italia fotbal acum și da. Tot fotbal? Da, tot fotbal. Și sper să ne găsim amândoi calea. Acum am spus, depinde de inspirația lui și de... Da, spuneam că e un... Da, am și o curiositate. Apropo de presiune, ce argument există ca Rapidul să fie favorită sau cu șanse reale la primele trei locuri? Păi mă întreb? Da. Păi eu am niște argumente. Te rog. Stadionul nou... În afară de aduce stadion nou, stai să că nu le-am terminat. Deci stadionul nou, acum e tot el sezonul, e deja de la început. Da, că... Sunt condiții... peste media primei divizii, da, la Rapid. E un antrenor care deja a mai acumulat experiență. E un acționar nou care a adus ceva liniște. A plătit inclusiv, nu el, dar nou acum ce a plătit inclusiv acea datorie, nu mică, de 600.000 de euro. Hai să te întreb atunci. Așa? Că... echipa a fost aproape de play-off și sezonul trecut. Mi s-ar părea firesc. Nu, vorbim de locul 3, locul... Păi nu sunt argumente de play-off. Mi s-ar părea primul lotul pas să prindă play-off. Ți se pare un lot de play-off, primele da. 3 locuri? De play-off, da. Păi nu, eu vorbeam de primele 3 locuri. Păi stai un pic, până la primele 3 se termină sezonul regular, da? E play-off. Este o... toate circumstanțele duc pentru un play-off, adică sunt toate criteriile care se îndeplinesc. E vreo diferență dintre ei și Sepsi, așa? Adică nu... Păi stai un pic, Sepsi, păi... din punct de vedere... Eu zic că mai găsim primele trei, iar clar. Primele trei ar fi un plus. Ar fi... Deci, eu, întrebarea... Dar stai un pic, să luăm altfel. Tu ce îi vezi pe Rapid? Ce? Să anunțe că ce? Vor să se bată la invitare? Mie mi se pare că nu, deocamdată lotul nu este de primele trei locuri și mi se pare că e o presiune artificială. E posibil să ai dreptate. Pe cei care dar stai un pic. Lotul încă nu e definitivat. Așa mai e și o iarnă da, și mai contează mult cine locuri se califică. Ce am înțeles că obiectivul clubului e de play-off. Play-off și Cupa României. Play-off și Cupa României. Play-off și Cupa României. Asta este obiectivul. Cupa României. Odată ajuns în play-off, vezi ce poți să-ți propui. Da. Corect. Play-off, la play-off se pare că e realizabil, un obiectiv realizabil. Exact. Da, de acord cu tine că în momentul ăsta nu e deloc primele ajunge trei. Ajunge cum a fost și perioada ta. Era primele șase și lumea vrea mai mult și parcă era nemulțumită. Campionatul păi, se vorbea. Mai mult de atât. Nu se mai vorbea unde de play-off. Unde să fii cu... la ce în contextul ăla. Tu vorbești acum din într-un studiu de televiziune. Nu, dar eu aș vrea să protejez antrenorul și jucătorul. Nu, dacă erai implicat, ai fi avut probabil alte argumente să vorbești despre faptul că nu s-a... Ca la carte... Nu poți să joci cu... Nu, la carte așa spune. Nu trebuie să ai lotul format și în momentul în care a început campionatul, să ai jucători în pregătire, să te antrenezi cu... Pentru că, dacă e să mă pun în perspectiva lui Adimut, o să zic și, băi, ce vină am eu, că am programul ăsta infernal în primele 5 etape, n-am lotul, băi, și programul contează. N-am lotul definitivat, n-am lotul definitivat. Păi nu, ți-e frică de program doar dacă ți-e frică de dat afară. Că rest, păi te poate da afară după 6 etape. După 6 etape cu 0 puncte, la orice echipă. Păi, ar fi greșeală. După 6 etape cu 0 puncte la orice echipă în România. Asta zic. Dar de ce să pui cel mai rău scenariu? Nu, mă pun în locul lui Mutu care e frustrat și a tot spus că nu i-au fost aduși jucători. Și adevărat. Sunt de acord. Da, trebuia... Dar mai e timp, mai e o lună. Mai e timp, dar vin meciuri și vine meciul. Văd că se fac efortul, că nu e zi unde să nu se anunțe un transfer. Asta e un lucru bun. Da, acum să vedem că trebuie și integrați. Sunt cu cei doi care au venit astăzi, s-au făcut cred că 7 transferuri la Rapid, dacă nu mă înșel. Da, și transferuri bune, nu? Da, eu zic că sunt jucători buni. Da, vom vedea. Ne întoarcem și la Craiova, că tot jonglăm așa cu echipele care ne reprezintă în Europa, mai ales că și Craiova... Ah, da, mi-am amintit ceva de... Aulea.
de domnul Petrescu, care a zis că are deplasări incredibile și da, ți-a mai zis ceva. Deplasări incredibile. Cum pot să fie altfel? Și bine, e, deplasarea în Andorra nu e cea mai ușoară, dar nu e nici cea mai grea. Mergi pe jos, că nu mergi pe Camino de Andorra. Mergi Andorra cu... mai știu pe unde, Saburtalo chiar nu prea știu pe unde e, de exemplu. Și apropo de meciul acesta programat, am zis și ieri, continui să zic, e o problemă pe care domnul Petrescu ar trebui să-și o rezolve cu competitoarele. Cu Craiova, în cazul de față, că domnul Mititelu, mă rog, domnul Mititelu, conducerea echipei FCU, a încercat să profite de această situație și n-a fost de acord cu amânarea meciului. Digi a spus în mod clar și a asumat punctul de vedere, domne, amânăm meciul ăsta să nu se joace pentru că... Sau mai poate fi rezolvat într-un loc. În cadrul adunărilor generale ale ligii, când în loc doar să se ridice mâinile, să se spună lucruri, da, să se spună nevoile cluburilor. Uite, avem situații când jucăm, trebuie să avem o prevedere în regulament că dacă e așa și așa, se face așa. Sau nu știu, există. Da, sau dacă s-anunță că la fel cum în contractul extreme. Cu partenerii media, oricare ar fi ei, prevezi astfel de lucruri. Și atunci, dacă așa ai semnat o înțelegere, până la urmă trebuie să adaptezi. Eu am văzut meciuri jucate... Bundesliga 2 la ora 14. Ora dar nu poți să știi înainte câte grade vor fi. Acum știi. Păi acum știu, dar acum dacă la mân pentru noiembrie, poate atunci va fi viscol și minus 20. Și nu poți să faci asta, că asta e precizarea pe care vreau să o întăresc. Nu poți să faci lucrul ăsta fără acordul adversarii. Nu știu nici asta dacă e cea mai... Păi da, dar după aceea ce se va întâmpla, va fi un președinte în care toată lumea cere... A fost un caz special ăsta. Cazuri speciale în care echipe joacă în cupele europene, distanța este prea mică. Da, ce spune Narcis. Câte meciuri jucăm noi în cupele europene? Se califică toate patru, da? În turul următor. Ce facem? Iar amânăm și... La un moment dat se va ajunge la un... O să le putem juca atunci când e mondial. Era situație. Era vorba despre faptul că... Nu ne facem că nu știu despre ce e vorba. Nu ora. Era vorba despre faptul că toată lumea se gândea că o să treacă de Pionic, Elevan, CFR Cluj și că nu o să fie nevoită să joace joi în Conference League, că o să joace marți sau miercuri în Liga Campionilor. Ea elimina Pionic, Elevan, te trezești că joci joi și trebuia să joci sâmbătă, seara, la o oră decentă. Și atunci ce facem? Mutăm meciul duminică la ora asta inumană sau amânăm meciul? CFR a zis, amânăm meciul, Liga a zis, nu putem amâna meciul decât dacă e de acord televiziunea. Televiziunea a zis, amânăm meciul și a venit Craiova și a zis, dom'le, nu amânăm meciul. Și s-a închis. Și ei sunt antrenați. Uite, noi cât vorbim acum, băiatul meu e la antrenament, are 12 ani și 37 de grade. De mici am făcut antrenamente și pe 35 și pe 40. Nu zic că e ceva și normal. Și pe ploaie și pe grind. Știu că e normal, dar nu e de evitat. Dar există iarăși situații excepționale, nu? Băiat cel mic antrenament și celălalt e pe drum, nu? Da. Dacă nu mai băieți fotbaliști, Ei, știi, bine că fac sport deocamdată. Am făcut 17 ani, să fie sănătos. Mulțumesc. E important să facă sport, să fie sănătoși. Corect. Dorim tuturor copiilor din România și numai. Am vorbit de Craiova, da, de Craiova lui Mititelu, Craiova lui Rotaru, a lui Balint, a cui o mai fi. Unul ăsta cu Vlajnia în Albania, nici dulce, nici amar, așa, sălciu, sec. Acum au început meciul, cred că toți aștept, părea o victorie lejeră a Craiovei. Cum a început prima repriză. Dar, vedeți, fotbalul te înșală câteodată. Mm-hmm. Cred că trebuia să dea al doilea gol. Mie îmi plac foarte mult jucătorii Craiovei. Mi se pare un lot echilibrat pe toate compartimentele. Mie așa mi se de pare. De fapt, încă, chiar și fără achiziție, ei anunță că vor să mai facă achiziție. Poate ei știu mai bine, dar cum văd eu din afară, cred că sunt destul de acoperiți cam pe toate posturile. Adică par puțin, n-au dubluri. Par cel puțin la nivel de afișe așa un pic mai puternici decât FCSB în momentul ăsta. Da, vedem. Am pomenit de antrenorii care au venit acum, au urcat în Liga 1 cu echipele. E de văzut, de urmărit în ce măsură sunt capabili doi antrenori care la fel au impresionat în Liga 2, au venit în Liga 1, au adus plus valoare. Să vedem în ce măsură Ilie Poenaru și Laszlo Balint pot să treacă la nivelul următor. Și Poenaru și Balint au pe mână două echipe cu pretenții, cu suporteri, cu tradiție și cu investiții făcute acum. Și e de văzut dacă UTA și Craiova cu ei la conducere vor reuși. Tare curios sunt și tare mult m-aș bucura pentru fiecare dintre ei. Haideți să ascultăm și pe cei de la Craiova vorbind după meciul de ieri. Este un rezultat pozitiv, nu vreau să mă gândesc că este un eșec. Este bine că nu am pierdut, ne așteaptă
meciul de duminică cu Cluj, după aceea returul cu ei și cu siguranța acasă vom fi mult mai bine în fața porții, pentru că acolo am suferit și astăzi. Trebuie să fim serioși, să nu tratăm meciul superficial, pentru că în fotbal se pot întâmpla multe și trebuie să învățăm din anii trecuți. Trebuie să închidem jocul cât mai repede pentru ca ei să nu prindă curaj. Le este drag și lor, cum a fost este și nouă, când jucăm cu mulți spectatori. Încerc să dai totul pe teren, să faci meciul vieții și sperăm să nu le oferim această șansă. Plecăm doar cu un egal în această seară, însă până la urmă este un rezultat pozitiv, având în vedere că este în deplasare și trebuie ca la retur să ne calificăm. Și cred că avem puterea să mergem mai departe, pentru că am arătat-o în această seară. Până la urmă este un rezultat de egalitate, consider că plecăm cu prima șansă pentru calificare în retur și trebuie să abordăm meciul de așa natură încât să ne facem fericiți suporterii. Efortul băieților a fost unul bun, cred eu, însă este clar că săptămâna viitoare va trebui să ne ridicăm nivelul. Așteptăm să bifăm și prima victorie. Am spus, abordarea noastră este în așa fel încât să câștigăm meciurile, dar câteodată se poate, altădată. Am ascultat și pe Laszlo Balint, așa cum l-am văzut pe Nicușor Bancu și pe căpățână jucătorii Craiovei. Pot și Craiova, e clar, ne gândim la cum am văzut adversarul, dar mă abțin să mai fac astfel de considerații, pentru că am văzut pionii cu CFR în prima manșă și am zis că n-are cum CFR-ul, dar s-a văzut din păcate că are cum. Teoretic, toate cele patru echipe pot trece mai departe. Din punctul meu de vedere, clar. Și ne dorim, chiar. Și dorim și FCSB-ul să treacă mai departe. Pentru fotbalul românesc, toate echipele. E nevoie să jucăm mai de sus, mai multe echipe, să sărim cât un tur. Cred că tot Sepsia are cel mai greu meci. Dacă zici ceva și îl impresionezi pe Gigi Becali și te trezești cu un telefon. Nu. Nu pleci pe event asta, pe jocul ăsta? Pe nu, dar nu cred că e cazul. Dar nici de caz n-ar fi. Nu e cazul. Am înțeles. Domnul Ipovan, trebuie să te fericit, ca să zic așa. Aoleu.